nostru să fie binecuvântat pentru mila și îndurarea sa. Frați și surori, vă salut și eu cu bucurie în casa Domnului, primind ziua aceasta alături de dumneavoastră ca pe un har de care ne face Dumnezeu parte. Sunt oameni care azi noapte au fost duși la spital sau alții au murit. Lucrul ăsta se va întâmpla și cu noi cândva. Astăzi însă suntem sănătoși împreună aici ca să ne închinăm celui care ne-a dat viață și de-a lungul anilor a fost bun cu noi și ne-a binecuvântat. Bineînțeles, timpul pe care îl putem petrece aici, ne putem concentra la el cu responsabilitate sau îl putem folosi doar ca să stăm în încăperea aceasta gândindu-ne la altceva și trăind experiențe care nu au legătură cu părtășia noastră. Vă recomand ca unor adulți care ați trecut prin greu în viața aceasta să profitați de timpul pe care îl petreceți cu Domnul, să vă concentrați la El și să încercați ca inima aceasta, nespus de rea și disperat de înșelătoare, să o puneți la cruce, pentru că este singura soluție ca să fie credincioasă Domnului. Astăzi este serviciul de rugăciune pentru binecuvântarea unui copil, familia Cușniriu și-au adus baby să fie binecuvântat prin rugăciune, pe Timothy, și ne rugăm lui Dumnezeu să le împlinească dorința. În sensul acesta, următoarea predică, prima dintre cele două, o să aibă legătură cu felul în care Dumnezeu oferă părinților copii și responsabilitatea de a-i crește, de a-i educa și de a-i îndrepta spre cruce. Misiunea aceasta este una grea și nu se face într-o zi, ci în fiecare zi. Pentru ea trebuie să ne pregătim cu multe lucruri și Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Vreau pentru predica aceasta să citesc un text din Vechiul Testament, uneori citit în Biserica Domnului, în special la ocazii de binecuvântare, și o să vă invit să deschideți la 2 Împărați, capitolul 4. Cartea Domnului o deschidem la 2 Împărați, capitolul 4. Citim despre înmulțirea undelemnului a femeii văduve. În cinstea Domnului vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. 2 Împărați, capitolul 4, citim versetele de la 1 la 7. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase goale de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și i-a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă rog să vă așezați. În această dimineață o să predic despre pierderi care pot fi evitate. Viața este un șir de pierderi, împletite cu un șir de câștiguri. Sunt lucruri în viață pe care ni le putem permite să le pierdem. Sunt lucruri pe care nu ni le putem permite să le pierdem. Sunt lucruri pe care suntem constrânși să le pierdem și sunt lucruri pentru care avem dreptul să ne luptăm ca să nu le pierdem. Dacă Dumnezeu îngăduie să-i moară cuiva tovarășul de viață, nu ți se oferă șansa să spui dacă ești sau nu de acord. Îl vei lăsa să plece, pentru că l-a chemat Dumnezeu. Vei rămâne în urmă cu amintirile și cu suferința. Dacă Dumnezeu îți cere un copil sau îți cere părinții, pe cineva drag, nu ți este îngăduit să te lupți pentru a nu-l pierde. Pur și simplu nu ai încotro, îl pierzi și rămâi fără el.
Dacă Dumnezeu îngăduie să-ți pierzi sănătatea, nu ești întrebat dacă vrei. Sunt în biserica noastră bărbați sau femei tinere care suferă de un timp îndelungat, de boli pe care nu le doresc. Însă nu au șansa să spună: Doamne, nu sunt de acord. Sunt lucruri în viață pe care nu le poți alege, nu le poți refuza, sunt pierderi care pur și simplu se fac și nu ai dreptul să spui dacă ești sau nu ești de acord. Ești doar un martor. Însă sunt în viață pierderi pe care le poți evita, pe care le poți opri. Ai un cuvânt de spus. Dumnezeu îți dă onoarea aceasta. Eu vreau să vorbesc despre pierderi care pot fi evitate. Privind în textul acesta, întâlnim o femeie care și-a pierdut soțul. N-a putut să spună nimic. Întâlnim o femeie care și-a pierdut banii. A avut multe de spus, dar nu a putut să facă nimic. Întâlnim o femeie care era gata să-și piardă copiii. O femeie care și-a pierdut confortul. O femeie care era gata să-și piardă credința. O femeie care era gata să-și piardă ascultarea. Dintre toate aceste pierderi și posibile pierderi, o parte dintre ele nu au depins de ea și le-a pierdut cu demnitate. L-a lăsat pe Dumnezeu să facă ce vrea cu viața și casa ei. Asta înseamnă credincioșie și respect față de Domnul. Însă ea a constatat că între aceste pierderi sunt și posibile pierderi care nu mai sunt voia lui Dumnezeu. Potențiale pierderi care nu mai sunt voia lui Dumnezeu, ci pur și simplu sunt niște circumstanțe ale vieții. Și împotriva acestora s-a ridicat cu credință și ascultare și a spus: pe acestea nu o să le pierd. Eu vreau să vorbesc despre pierderi care pot fi evitate. Priviți, vă rog, ce s-a întâmplat cu ea. Și-a pierdut soțul, dar a evitat pierderea copiilor. Nu a putut să nu-și piardă soțul, pentru că nu a întrebat-o Dumnezeu dacă este sau nu de acord. Înțelegem de aici că era o femeie relativ tânără, avea doi copii cu soțul ei. Soțul ei era unul dintre fiii prorocilor, era un om al lui Dumnezeu, era în grupul oamenilor lui Dumnezeu, Dumnezeu îl folosea. Era o familie fericită, aveau doi copii. Nu erau foarte bogați, dar se descurcau. Ea era o femeie liniștită, soțul ei o proteja. Aveau doi copii și familia lor mergea înainte. Un șir de pierderi s-au prăbușit ca o avalanșă de pietre peste casa ei și peste sufletul ei. Pierderile pe care nu le-a putut evita, le-a lăsat și în inima ei s-a consolat cu gândul că Dumnezeu are dreptul să ia din grădina lui orice floare dorește. Dar atunci când oamenii au vrut să rupă florile, ea a spus: eu trebuie să-mi păzesc grădina. Femeia aceasta nu a ținut la ce nu poate ține, ci a ținut doar la lucrurile pe care le poate păstra. Femeia aceasta i-a dat drumul soțului să se ducă prin moarte la Dumnezeu care l-a creat și care l-a chemat acasă, pentru că nu a avut dreptul să se lupte cu Dumnezeu. Dar când oamenii au vrut să ia copiii, femeia aceasta s-a ridicat în picioare și a spus: este adevărat că sunt doar o văduvă. Și în societate văduvele sunt inferiorizate. Este adevărat că sunt o femeie săracă și în societate oamenii săraci n-au niciun cuvânt de spus. Este adevărat că-s doar femeie și în societatea mea femeile sunt inferioare bărbaților, dar nu vă permit să-mi luați copiii. Aceasta este o pierdere pe care o pot evita. Și tot ceea ce urmează să spun în acest primul punct demonstrează faptul că această femeie s-a luptat ca să nu-și piardă copiii, pentru că nu Dumnezeu vrea să ia. Nu cu Dumnezeu se lupta. Și se lupta cu păgânismul, cu societatea, cu oamenii, cu sistemul acesta drăcesc și cu orice rău care vrea să-i fure copiii. Când Dumnezeu i-a cerut soțul, n-a zis nimic, pentru că ea, asemenea soțul ei, a fost credincioasă lui Dumnezeu. Și nu și-a ridicat ochii împotriva stăpânului, știind că el are dreptul să dea viață și să ia viață. Și după cum nu greșește când dă viața, nu greșește nici când o ia. E adevărat că suferința este fără margini,
dar este o suferință pe care viața o comportă, o implică. Orice om care s-a născut va muri cândva și nu toți oamenii mor bătrâni. Orice persoană care s-a căsătorit va rămâne cândva văduvă dacă nu va muri prima sau va rămâne văduv dacă nu va muri primul. Acestea sunt pierderi pe care trebuie să le lăsăm să se ducă, fac parte din câștigul vieții, însă sunt pierderi pe care le putem evita. Femeia aceasta și-a pierdut soțul, n-a avut niciun cuvânt de spus, Creatorul i-a spus dă-mi-l și ea i-a spus poftim. Însă când oamenii au vrut să ia copii, ea s-a ridicat și a spus nu, pe aceștia nu. Dacă trăim sau dacă murim este treaba lui Dumnezeu. Dacă trăim, ce facem în timp ce trăim este treaba noastră. Aceasta este o ecuație simplă și este cea mai importantă ecuație a vieții. Vă aduc din nou în aminte, în atenție, cuvântul pe care îl spune Iacov în capitolul 4, versetul 15. Un cuvânt uneori citit, nu doar interpretat greșit. Și îmi permit să-l citesc mai întâi și apoi să spun două, trei vorbe despre el. Iacov, capitolul 4, versetul 15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Vă rog să lăsați versetul pe screen. De obicei, noi citim și cităm, dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Însă ce facem noi nu depinde în primul rând de Dumnezeu, ci depinde în primul rând de noi, pentru că noi facem ce vrem noi să facem. Cine a vrut să vină în dimineața aceasta la biserică, dacă Dumnezeu i-a dat viață, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Dintre oamenii care trăiesc, cine a vrut să vină la biserică a venit. Excepțiile sunt absolut excepții. Cine n-a vrut să vină la biserică, n-a venit și scuzele stau la rând. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Ceea ce depinde de Dumnezeu e să trăim. Dacă El nu vrea să trăiești, nu mai poți trăi, indiferent ce vârstă ai. Directorul celui mai mare spital din lume să fii, medic, cardiolog sau ori de care vrei, când îți vine rândul, ai plecat. Cu medicamentele în mână poți muri. În sala de operații, înconjurat de aparate sofisticate și de medici de treabă, când te cheamă Dumnezeu, te duci, indiferent unde te afli și indiferent de vârsta pe care o ai, uneori indiferent și de condiția de sănătate. Dar dacă vom trăi, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Vorbesc despre oameni care trăiesc pentru că Dumnezeu le dă viață. Oamenii aceștia fac ce vor. Să nu mai spună dacă vrea Domnul vom merge la biserică, că vii la biserică pentru că alegi dumneata, iar dacă nu alegi, stai acasă și scuzele stau la rând. Femeia aceasta a înțeles că Domnul i-a cerut soțul și l-a lăsat să se ducă, dar pentru că Domnul nu i-a cerut copiii, nu a permis oamenilor să îi ia. Dacă Domnul i-ar fi cerut, cu siguranță, neavând ce face, i-ar fi spus poftim. Dar copiii erau în viață, Dumnezeu a îngăduit să trăiască. Frați și surori, Dumnezeu e bun cu noi și ne dă harul vieții. Dar în timp ce trăim, facem ce vrem cu viața. Unii mint, alții nu. Ambele sunt alegeri. Unii consumă alcool, alții nu. Ambele sunt alegeri. Mai nou, predicatorii contemporani spun că e voie. Să spun că să le fie rușine par îndrăzneți. Alții consumă țigări, fumează. Și ambele sunt alegeri. Unii aleg, alții resping. Tot ce faci în viață dacă trăiești este o alegere. Nu-i voia Domnului să faci una sau alta. Voia Domnului este să trăiești și apoi să fii neprihănit. Dar nu toți oamenii aleg să fie neprihăniți. Unii oameni aleg să fie păcătoși. Să trăiască împotriva voinței lui Dumnezeu, să nu vină la biserică, să fugă de neprihănire, să facă fapte de comitere păcătoase, să facă fapte de omitere păcătoase. Dumnezeu le permite, dar evident la sfârșit îi va judeca. Ce viață tristă! Femeia aceasta însă nu a permis copiilor ei să se piardă. Ea a știut că Domnul l-a luat pe soțul ei și l-a lăsat să plece.
Tot ea a știut că Domnul nu i-a luat copiii, de aceea nu le-a permis oamenilor să le ia. Nu te lupta cu Dumnezeu, indiferent cât de dureros e să stai liniștit. Nu te lupta cu Dumnezeu, indiferent cât de dureros e să stai liniștit. Uneori vei sta toată viața cu un handicap, în timp ce îi vei vedea pe alții sănătoși. Îți va fi greu să te împaci cu această realitate. Doar credința în Dumnezeu și respectul față de El te va pune în situația să-i spui: Doamne, îmi este greu să spun mulțumesc, dar îți spun mulțumesc. Uneori, restul vieții vei fi bolnav și nu vei putea să-ți câștigi pâinea cu atâta elan cu care pot face asta oamenii sănătoși. Te vei uita la cei care pot munci două joburi, două servicii, în timp ce dumneata nu poți decât part-time, adică o jumătate de serviciu. Și vei vedea că în familie venitul este mic și familia trăiește modest și vei avea o strângere de inimă și vei fi tentat să te uiți spre cer și să-L întrebi de ce și să-L întrebi cu superioritate. Dar, pentru că ești credincios și îl respecti, nu te vei raporta la Dumnezeu cu superioritate, ci cu umilință. Și vei spune: știu că ce faci este corect și bine, măcar că eu nu înțeleg, dar îți mulțumesc pentru că faci ceea ce faci cu viața mea. Sunt oameni care trebuie să trăiască văduvi sau văduve, fără copii, în mod ciudat, copiii mor înainte, și lucrul acesta este îngrozitor. Nu am trăit experiența asta, dar îi văd pe oamenii din jurul meu care au trecut pe aici, că sunt frânți. Mă gândesc că este greu, mai mult decât greu, dar te poți certa cu Dumnezeu fără încetare, ca unul care ești egal cu El și ești în competiție cu El, sau poți pune armele jos, te poți resemna prin credință, nu prin fatalism, și îi poți spune: Doamne, Tu știi ce faci, viața mea e în mâna Ta, viața soțului, a soției, a copilului a fost în mâna Ta, de aceea îți mulțumesc. Femeia aceasta și-a pierdut soțul, de fapt ea nu l-a pierdut, doar l-a lăsat să plece, însă nu a permis copiilor să fie pierduți. Diferența este uluitoare. Când Dumnezeu îți ia ceva, lasă-L pe Dumnezeu să ia că e stăpân, să nu te ceri cu El, că asta e necredință și obrăznicie. Știu că în virtutea, în groapă, în durere, în suferință, e ușor să nu faci asta. Adică e greu să nu faci asta, dar maturitatea anilor pe care i-ai petrecut cu Domnul îți va da puterea să accepți și ce nu-ți place atunci când vine de la Domnul. Dar când oamenii, când societatea, când necredința, când păgânismul vrea să-ți ia copiii sau altceva, ridică-te în picioare și spune: astea nu, pentru că Domnul le-a lăsat să fie moștenirea mea. Și nu voi permite lumii să ia moștenirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nici credința mea personală, nici copiii mei, nici credința lor. În al doilea rând, privind în Scriptură, observăm că femeia aceasta și-a pierdut confortul, dar a evitat pierderea ascultării de Dumnezeu. Când a trăit soțul ei, a avut o viață liniștită. Orice femeie este protejată de bărbatul ei. În general, rolul unei femei se limitează la casă și al soțului la în afara casei. În general, o femeie este protejată de bărbatul ei și are liniște în casa ei, chiar dacă trece printr-o viață modestă, doar pentru că știe că soțul va pleca dimineața și cu ceva se va întoarce seara. Când îi moare bărbatul însă, ce poate să mai spere? Femeia aceasta și-a pierdut confortul odată cu pierderea soțului, dar nu și-a pierdut ascultarea de Dumnezeu. Nu s-a transformat într-o răzvrătită față de Domnul, într-o cârtitoare față de Dumnezeu, ci dimpotrivă. Scriptura ne spune că deși și-a pierdut confortul vieții materiale, ea nu și-a pierdut ascultarea față de Domnul. S-a dus la robul lui Dumnezeu și când acesta i-a spus ce să facă, ea ca un copil a făcut exact ce i-a spus omul lui Dumnezeu, pentru că în mintea ei de femeie credincioasă s-a confundat Dumnezeu cu robul său. Pentru ea, ca femeie credincioasă, Dumnezeu se identifică cu Biblia, cartea sa, se identifică cu predicatorii, oamenii săi, cu biserica, casa sa.
Ea n-a făcut diferență între Biblie și Dumnezeu, între omul lui Dumnezeu și Dumnezeu, între casa lui Dumnezeu și Dumnezeu. Ea știu că Dumnezeu are oameni, are carte, are casă și Dumnezeu se identifică cu aceste lucruri. Și l-a ascultat pe omul lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu i-a vorbit prin omul lui Dumnezeu și a făcut tot ce i-a spus el, dând dovadă de o ascultare incredibilă. Atunci Dumnezeu a transformat condiția ei. Dintr-o femeie care nu avea unde lemn să gătească, a devenit o femeie care avea unde lemn să vândă în tot satul. Ascultarea a pus-o în situația să devină o femeie spre care se apleacă Dumnezeu să-i rezolve problema. Și a pierdut confortul. Confortul poți pierde. Îți pierzi casa, îți pierzi banii, îți pierzi sănătatea, îți pierzi business-ul, îți pierzi locul de muncă. Alte circumstanțe care nu-mi trec prin minte, le poți pierde. În viață suntem victime uneori, dar ascultarea nu ai dreptul să ți-o pierzi și nu vei avea niciodată scuză că ți-ai pierdut-o. Nici o bancă, nici un guvern, nici un sistem nu-ți poate alua ascultarea, însă o poți părăsi prin necredință și indiferență față de Domnul. Și dacă faci asta, ai pierdut totul. Femeia aceasta nu și-a pierdut ascultarea, de aceea a devenit o vânzătoare de unde lemn, dintr-o văduvă săracă care nu avea o picătură de unde lemn să pună în mâncarea ei. Iar copiii ei au fost martori la minune. Observați că omul lui Dumnezeu i-a sugerat să-i facă pe copii martori la minunea din casa ei. Nu le-a spus mergeți la joacă, ea putea singură să facă treaba asta. Dar omul lui Dumnezeu a știut că copiii vor fi marcați restul vieții de minunea care au văzut-o. Să curgă apă dintr-un pahar uscat, să curgă un de lemn dintr-un vas gol, copiii au văzut minunea. Și deși erau copii, totuși i-a marcat experiența aceasta incredibilă, supranaturală și inexplicabilă. Restul vieții ei au purtat în sufletul lor tezaurul prezenței lui Dumnezeu văzând minunea. Omul lui Dumnezeu i-a spus ei indirect, fă-i părtași pe copiii tăi la minunea ta, nu-i trimite la joacă în timp ce va coborâ Dumnezeu să facă minunea. Lasă-i acolo să vadă că văzând vor crede și crezând mă vor urma. Și vei fi scutită de multă rușine în viața ta. Când bătrână vei fi, nu-ți vei vedea copiii trăind în păcat, ci trăind în prezența mea, pentru că minunea văzută, cuvântul înțeles, va declanșa credință. Femeia aceasta și-a pierdut confortul, dar nu ascultarea. A rămas singură, văduvă, săracă, neputincioasă, datoare, dar a continuat să creadă, pentru că atunci când crezi, nu are importanță în ce situație ești. Credința și ascultarea sunt elemente ale omului credincios pe care le manifestă ziua și noaptea, în sărăcie și în bogăție, în moarte și viață, oriunde și oricând. Oriunde ești, trebuie să asculți. Pe oriunde treci, trebuie să asculți. Oricine ești, trebuie să asculți. Orice ți se întâmplă, trebuie să asculți. Dacă circumstanțele vieții hotărăsc dacă asculți sau nu, atunci ești neascultător. Nu poți explica de ce n-ai ascultat, decât faptul că nu te temi de Domnul și nu-ți pasă de El. Închei spunând al treilea lucru. Și-a pierdut banii, dar nu și-a pierdut credința. Murindu-i soțul, a rămas fără suportul financiar și cu o imensă datorie pe care nu o putea plăti. În ciuda necazului prin care trecea, văduvă fără bărbat, datoare, fără strictul necesar ca să-și crească copiii, pe umerii ei apăsa o povară foarte mare. Numai o femeie văduvă știe cum e să fii văduvă. Numai o femeie săracă știe cum e să fii săracă. Numai o femeie fără ulei în casă știe cum e să nu ai ulei. Ei, femeia asta le-a știut pe toate. Însă, în ciuda faptului că a pierdut lucruri pe care nu le putea ține, soțul, confortul și banii, nu și-a pierdut credința. Dumnezeu nu ți-a niciodată credința. Poate să-ți ia tovarășul de viață, dar credința nu și nici ascultarea. Pe acestea le dai de bună voie ca să câștigi. Ce? Iadul. Grele sunt cuvintele care le spun, dar mai grea este realitatea de a merge acolo. Femeia aceasta și-a pierdut soțul, dar a refuzat să-și piardă copiii.
Femeia aceasta și-a pierdut confortul, dar a refuzat să-și piardă ascultarea în Dumnezeu sau față de Dumnezeu. Femeia aceasta și-a pierdut banii, dar a refuzat să-și piardă credința în Dumnezeu. Și având ascultare și credință, a avut totul, adică pe Dumnezeu în casa ei și în viața ei. Credința în Dumnezeu nu depinde de lucrurile omenești și de circumstanțele vieții. Nimeni nu poate trece dincolo de limitele propriei credințe. Limitele credinței acestei femei a hotărât până unde va trăi ea prin credință cu Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu poți depăși ceea ce te depășește. Dacă nu avem în noi ce este deasupra noastră, atunci vom fi învinși de ceea ce este în jurul nostru. Dacă nu avem în noi ceea ce este deasupra noastră, atunci vom fi dominați și învinși de ceea ce este împrejurul nostru. Femeia aceasta l-a avut în inima ei pe cineva care trăia deasupra, de aceea oamenii din jur n-au învins-o și a rămas tare, deși era văduvă, săracă și singură. Sunt pierderi în viață pe care nu le poți evita. Pierderea unui membru al familiei, adică moartea, pierderea sănătății, adică boala, pierderea banilor sau a lucrurilor materiale pentru care ai muncit o viață de om, casa sau altele. Însă, sunt pierderi în viață pe care le poți evita dacă vrei și dacă te lupți pentru ele. Pe Dumnezeu nu-ți poți permite să-L pierzi. De aceea credința și ascultarea sunt metodele prin care îl ții. Pe Dumnezeu nu-ți poți permite să-L pierzi, de aceea prin credință și prin ascultare îl ții pe Dumnezeu în brațe, îl ții pe Dumnezeu în inimă, îl ții pe Dumnezeu în viață. Nu-L poți ține prin necredință și neascultare, cum se laudă religiile istorice, care trăiesc în păcat, dar sunt religioși. Nu vorbesc cu dispreț, însă adevărul trebuie spus chiar dacă doare. Dacă vrei să-L ții pe Dumnezeu, trebuie să fii ascultător de Dumnezeu. Dacă vrei să-L ții pe Dumnezeu, trebuie să fii credincios lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L ții pe Dumnezeu, trebuie să ții cuvântul Său, trăind și împlinind cuvântul. Nu-ți pierde copiii folosind educația și disciplina. Nu-ți pierde copiii folosind educația și disciplina. Metoda acestei femei a fost următoarea. Dacă nu găsesc nicio scăpare, încerc prin credință să privesc în sus. Dacă nu găsesc nicio scăpare jos, atunci voi privi prin credință în sus. Și de sus i-a venit ajutorul. S-au umplut vasele cu un de lemn. Petre Țuțea, un mare înțelept român, spunea următoarele lucruri. Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional, care vine de nicăieri și merge nicăieri. Și lucrul acesta este foarte adevărat. Subscriu la această aspră afirmație. Fără credință, omul nu rămâne decât un simplu animal rațional. N-are origine, că vine de nicăieri. Și nu are nici destinație, că merge nicăieri. Când moare, el crede că nu există iad și rai. Și la origine nu există Dumnezeu, ci doar o maimuță evoluată. Și în spatele ei, teoria Big Bang. Un animal rațional. Câte miliarde calcă astăzi în praful planetei făcute de Dumnezeu? Respiră aerul lui Dumnezeu și le bate în piept inima lui Dumnezeu. Și totuși îl neagă pe Domnul. Necredința aceasta este cel mai scump lucru pe care îl poți cumpăra în nebunia omenească. Și este moartea eternă. Această femeie săracă, singură și văduvă a avut atâta minte încât să nu-și piardă copiii, deși și-a pierdut soțul. Încât să nu-și piardă ascultarea, deși și-a pierdut confortul. Și să nu-și piardă credința, deși și-a pierdut banii. Morala acestei femei a fost, din moment ce consimt să trăiesc, nu mă plâng toată ziua de greutățile vieții și mă încred în Dumnezeu care mă va ajuta. No, tuturor ne place să trăim. În timp ce ne plângem de greutățile care sunt inerente vieții, adică fac parte din viață, nu le poți evita. Fiecare dintre noi avea o viață fără, o tinerețe fără bătrânețe, o viață fără sfârșit, o bogăție fără sărăcie, un zâmbet fără plâns, însă există viața asta aici nici de cum și niciodată. Dacă vrem să trăim viața asta, o trăim la pachet.
Rugăciunea acestei femei probabil că a fost: Doamne, te rog să-mi dai puterea să schimb lucrurile care le pot schimba, răbdarea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba și înțelepciunea să fac diferența între ele. Sunt lucruri pe care nu le pot schimba. Când Dumnezeu i-a cerut bărbatul, când Dumnezeu i-a cerut confortul, când Dumnezeu i-a cerut banii, a avut atâta înțelepciune să spună: Doamne, dacă vrei să le iei, ia-le, viața mea depinde de tine, nu de ele. Însă a avut răbdare să-și țină copiii lângă ea prin credință și ascultare, disciplinându-i și educându-i, sau invers, educându-i și disciplinându-i. Însă a avut și înțelepciunea să facă diferență între ce poți pierde în viață și nu poți ține și între ce nu trebuie să pierzi în viață și lucrurile acestea le poți evita. Frate Titi, sora Cornelia, am spus predica aceasta pentru că astăzi este sărbătoarea binecuvântării copilului vostru. Și aici sunt frații și prietenii voștri din Biserica Betania și cei care au venit să se închine alături de voi. Acest adevăr este al lui Dumnezeu. În viața aceasta de muritori, uneori, Dumnezeu ne va cere lucruri pe care nu vrem să le pierdem. Dar dacă El vrea să ni le ia, în credința noastră că El știe ce face, trebuie să le lăsăm. Cu toată durerea pe care o comportă pierderile acestea. Dar dacă societatea va vrea să vă ia copiii, dacă păgânismul predicat acolo, ateismul predicat acolo, fatalismul predicat acolo, hedonismul predicat acolo și toate relele care sunt în lumea aceasta necredincioasă, care trăiește cu spatele la Dumnezeu, să vă ridicați în picioare, să vă puneți amândoi spate la spate și să spuneți: în numele Domnului, noi ne educăm copiii după Scripturi, noi ne disciplinăm copiii în dragoste, dar cu fermitate, pentru că acești copii ne-a dat Domnul să-i formăm ca să stea la cruce, închinându-se Domnului Iisus alături de noi când vom fi bătrâni. Și copiii noștri și nepoții noștri, până când se va întoarce Domnului, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. E dreptul meu pe care Dumnezeu nu mi-l cere niciodată și nu voi accepta să-l pierd. Amin.